Catedrala Sfântul Haralambie din municipiul Turnu Măgurele reprezintă materializarea pentru eternitate a victoriei poporului român în războiul de independență de la 1877, când această urbe a devenit cap de pod, pe aici trecând armatele române în confruntarea cu asupritorii otomani, dar și locul de întoarcere triumfală în patrie. Urmând pilda marilor voievozi care și-au pecetluit victoriile prin ridicarea de sfinte locașuri, regele Carol I și-a manifestat dorința construirii unei impresionante biserici, care în cele din urmă va fi recunoscută în analele istoriei drept Catedrala Independenței. Catedrala Sfântului Haralambie, într-adevăr, este o construcție impresionantă prin faptul că ea este ctitorie regală. Regele Carol și regina Elisabeta sunt ctitorii, de fapt, ai bisericii. Din pricina faptului că regele a reconstituit drumul armatelor victorioase române în războiul de independență de la 1877, când Turnu Măgurele a fost cap de pod. Pe aici au trecut trupele românești, la Turnu Măgurele era depozit de muniție, spital de campanie, fapt încrustat în literatura vremii, poetul Alexandrii, în rugămintea din urmă, spune emoționant: pe mama, Doamne, cum aș vrea credința să o înșele, să-i spui că m-ai lăsat rănit la Turnu Măgurele. Străveche cetate antică și medievală, cu un rol important în istoria țării românești, Catedrala Sfântul Haralambie este cel mai reprezentativ monument de arhitectură din județul Teleorman. Locașul Sfânt este o construcție impresionantă, având 37 metri lungime și 25 de metri înălțime. Istoricul Nicolae Iorga, glosând enorm pe marginea acestei înăluciri de frumusețe, a considerat-o ca fiind a treia din țară, prin valoare și frumusețe, după Catedrala Episcopală din Curtea de Argeș și după Biserica Sfinților Trei Ierarhi din Iași. Lucrările de construcție ale bisericii din Turnu Măgurele au început în anul 1899, au fost terminate în 1905 și au fost executate după planurile arhitectului Dumitru Maimarolu. Acest sfințit așezământ a fost pus sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Haralambie, tocmai pentru că acest mărturisitor al lui Hristos este grabnic ajutător împotriva epidemiilor de tot felul, epidemii care izbucneau frecvent în orașele dunărene la începutul secolului trecut. Da, foarte puțin cunosc acest amănunt, dar care este esențial în privința patronului Sfintei noastre biserici. În 1828, căzând raiaua turcească, ziua în care practic s-a consemnat victoria a fost 10 februarie. Uitându-se în calendar și procedând asemenea înaintașilor, în semn de mulțumire pentru victorie, de mulțumire lui Dumnezeu, au văzut că pe 10 februarie Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie și, bineînțeles că în înțelesul acesta, s-a dat hramul noii biserici, Sfântul Haralambie. Despre Sfântul Haralambie se știe că a fost martirizat în anul 202 după Hristos, în vremea împăratului Severus. Este cel mai bătrân mucenic din cât sprăznuiește Biserica lui Hristos, având în momentul supliciului vârsta de 112 ani. Acest sfânt ocrotitor a fost episcop al cetății Magnezia din Asia Mică. Prin râvna sa, foarte mulți păgâni au primit botezul în numele Sfintei Treimi și au devenit ucenici ai lui Hristos, acesta fiind și motivul pentru care alesul lui Dumnezeu a fost torturat și în cele din urmă ucis din ordinul personal al împăratului. Se spune că, văzând curajul și tăria Sfântului, mulți dintre cei care au asistat la supliciu s-au creștinat, printre ei numărându-se și fiica împăratului, Galina, care a îngropat cu cinste moaștele Sfântului. Ce sfat le-ați dat celor care încă nu au ajuns aici, la Turnu Măgurele, să viziteze această splendoare? Cred că, într-o exprimare sintetică, sfatul meu
s-a rezumat la un citat biblic. Vino și vezi. Vino și vezi, pentru că, într-adevăr, aici se pot vedea lucruri frumoase, se poate coborî în timp, în istorie, care și prin vizitarea acestei catedrale, orice om iubitor de biserică, de frumos, de arhitectură, iubitor de istorie, poate să trăiască și să simtă cuvintele lui Mihail Cogălnicianu, care a spus că istoria este sfat la îndoirile noastre, învățătură la neștiința noastră, îndemn la slavă și la fapte bune.